trimis decât pe, ca o măsură administrativă. Adică comisia de disciplină să-mi dea o mustrare. Da, ok. Nu e problemă. Dar au făcut tantam. E clar că acest tantam este pus să mi se arate o maimuță. Cu cât mi-arăți maimuța mai mult, cu atât mă motivez. Știu că sunt jocul, știu că deranjez și nu deranjez. Gândiți-vă că o coaliție astăzi atât de puternică nu poate să-și numească un candidat. Că îl iubește, că nu îl iubește, că, domnilor, este rușinos. Eu le mulțumesc pe această cale, că orice zi care ei își nominalizează candidatul, puncte se bagă în sacul meu. Iar ei când vor începe să-și anunțe candidatul, aș putea să iau de deja recreație că am foarte multe zile de precampanie. Nu sunt stresat. Eu mă duc în această campanie foarte deschis. Sunt extrem de deschis pentru că, domnul Gâdea, omul este un animal la origine. Îți simte. Îți simte transpirația. Îți simte ceea ce vorbești. Trebuie să emiți într-o frecvență ca ei să te înțeleagă. Eu am stat lângă ei. Ei și-aduc aminte de cât înaintea campaniilor electorale și vin să le transmită și mesaje care nu le percep, nu le înțeleg. Și dacă îi le și amesteci gândurile, că uite, verdele nu e verdele, uite, roșu nu e roșu, uite, galben nu știu ce, ei pierdut. Domnule Piedon, Nicușor Dan a promis de la apă caldă la reducerea traficului, la tot felul de lucruri. E praf București. Ce? E praf. Bun. Nicușor sau București? Bucureștiu. București. Despre domnul Nicușor Dan eu urez numai bine, dar... La fel și eu. Da. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoare. Ce faceți dumneavoastră și cum faceți cu acest București să-l scoateți din această situație? Cred că prima problemă pe care oamenii o au este traficul. Mulți au probleme, într-adevăr, cu apa caldă și căldura pe care nu au nici acum. Știți e care mizerie este? În oraș. Este mizerie pur și simplu. În momentul de față, Bucureștiul este irrespirabil. Care este planul dumneavoastră și care este promisiunea dumneavoastră? Domnul Bucureștiul e așa cum îl vedem. Îl iau de aici și faceți ce cu el? În 30 de ani de campanie, care, credeți-mă, am campanie în picior din 92 până astăzi, nu, acolo unde am participat în prima linie sau a trebuit să-mi asum direct votul, unul, că n-am pierdut nicio campanie, doi, nu am promis. Și dacă îmi spuneți care sunt problemele, care e programul meu pentru bucureșteni, sunt problemele lor, Bucureștiului. Le-ați pomenit mai devreme. Eu nu promit. Eu, singurul lucru care l-am promis în 30 de ani, că n-am să dezamăgesc. Lucrul ăsta s-a văzut la 4, lucrul ăsta s-a văzut la 5, lucrul s-a văzut inclusiv când eram inspector general, actualmente funcția de city manager, eram în anii 2000. Înțeleg, dar trebuie să-mi spuneți ceva, trebuie să-mi spuneți, doamne, Bucureștiul ăsta este irrespirabil, nu se poate circula și totuși eu am un plan pentru asta. Pentru că dumneavoastră se vede foarte bine ceasul cu la 4, se vede bine ceasul cu la 5. Capitala nu înseamnă, nu înseamnă ce am făcut și la 4, înseamnă o întreagă problematica a întregului București, care din păcate nu este al București și astăzi Bucureștiul este peste puterea noastră. Uitați-vă la STB, de exemplu, care deservește Bucureștiul, ar trebui să devină metropolă. Pentru că sunt orașele satelit ale Bucureștiului care din păcate sunt finanțate din resursele bugetului Consiliului General. Mă refer la extinderea STB-ului prin toate aceste comune unde au primari și ei nu plătesc nimic. Noi le aducem locuitori, ei locuiesc în sateliții Bucureștiului, dar nu plătesc taxe la București și noi le ducem acolo, infrastructura. Poluare, da, este într-adevăr un subiect pe care nu mai ține de sector, ține doar de primarul general sau de termoficarea, nu ține de sector. Sunt anumite atribuții
care unele dintre ele, de exemplu, și eu am spus-o de pe timpul în care eram consilier general în mandatul lui Traian de Băsescu 2000-2004, în care am spus, domne, or fi cele 6 sectoare, dar gândirea, mă refer cel puțin urbanistică, trebuie să fie gândită într-un singur sens. Degeaba am descentralizat către 6 sectoare autorizațiile de construire când sunt 6 viziuni de construcții și vedem astăzi haosul construcțiilor în București. Anumite lucruri trebuie centralizate și anumite lucruri trebuie descentralizate, cum ar fi, de exemplu, autorizațiile de construire pentru un București unitar, trebuie toate înmagazinate la proprietarul de drept al domeniului public și acel care poate să decide infrastructura sau evoluția unui oraș. Nu poți să împarți 6 sectoare, unul să-ți dea autorizații de case de paiantă lângă blocul 20 de etaje, sau eu bun, știu... Domnul Piedone, facem în felul următor. Luăm 2 minute de pauză și după aceste minute de pauză am o serie de întrebări pentru dumneavoastră. Întrebările alea fulger și aștept răspuns fulger de la dumneavoastră, pentru că în momentul de față oamenii vor răspunsuri simple. Au probleme complicate, li se prezintă totdeauna un super plan, este un master plan. Și în realitate se dovedește că nu e niciun plan. Nu este nimic. Pentru că, domnule Gâdea, problemele simple devin cele mai complexe pentru politicieni, iar problemele complexe ale oamenilor devin cele mai simple pentru cei care vor să le rezolve. 2 minute de pauză și ne întoarcem, doamnelor și domnilor.